Bună ziua, vă spunem din nou aici la standul editurii Herald, la următorul eveniment. Cine erau barbarii pe urmele civilizațiilor dispărute? Un eveniment prilejuit de lansarea în colecția Cultură și Civilizație a cărții Barbarii de Peter Boguschi. Alături de noi, în această după-amiază, ca invitați, Alexandra Lițu, lector universitar, doctor la Facultatea de Istorie a Universității București, Ecaterina Lung, profesor universitar, doctor la Facultatea de Istorie a Universității București, director al Centrului de Studii Medievale al Universității din București, Luisa Neac, senior editor la editura Herald și curator al colecției Cultură și Civilizație. Pentru început, i-aș da cuvântul colegei mele, Luisa Neac, să ne vorbească puțin despre colecția Cultură și Civilizație, o colecție în care au mai apărut recent, anul trecut, dacă nu mă înșel, alte două titluri. Este vorba despre Etruscii și o altă carte, Spartanii. Iată, acum vorbim despre barbari. Luisa? Așa cum spunea și Sorin, Barbarii, această carte despre barbari, face parte dintr-o serie istorică despre civilizațiile trecutului. Am vorbit de curând despre spartani și despre etruști. Se pare că spartanii sunt, ca să zicem așa, din punct de vedere al informațiilor despre ei, cel mai bine aspectați. Există foarte multe în ceea ce privește aceste civilizații ale trecutului, există mai multe modalități prin care putem ajunge la ele. Una dintre ele, cea mai importantă, este cea care ne pavine pe calea scrierilor care au rămas din acele vremuri. O altă cale de a afla informații este, bineînțeles, arheologia, care prin intermediul săpăturilor scoate la iveală vestigii, dar bineînțeles că tabloul care ajunge până la noi nu va fi niciodată foarte clar și nu va fi niciodată cert, pentru că scrierile anticilor, bineînțeles, sunt adică pot fi pornite din anumite interese uneori. Nu știm cât de mult își doreau acei antici să facă să ajungă până la noi un adevăr absolut sau cât de mult erau ei în stare să descopere acest adevăr. Deci cunoașterea este totdeauna supusă greșelii. Așa, în ceea ce privește arheologia, bineînțeles, ne lovim de interpretarea datelor pe care le găsim, astfel încât și în arheologie există mai multe curente de interpretare a unor același tip de vestigii. Așa că tabloul, cum spuneam, tabloul care ajunge până la noi, al acelor epoci, este fără îndoială destul de failibil, nu știu cum să-i spun. Și revenind, dacă în ceea ce privește pe spartani informațiile sunt mai multe și vin pe ambele căi, dacă în ceea ce privește pe etruști, la fel, avem informații ok, etruștii au lăsat în urmă o scriere care nici până ziua de azi nu este descifrabilă în totalitate, în ceea ce privește pe acești barbari, ei nu scriau deloc. Nici măcar nu putem să spunem despre ei că erau o civilizație în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ei erau altfel, adică nu erau organizați după o structură foarte clară și, așa cum spuneam, nu scriau. Deci informațiile pe care le avem despre ei sunt din scrierile celor care nu erau barbari, mă rog, care vorbeau despre ei din epocă și din săpăturile, rezultatele săpăturilor arheologice. Vorbim despre ființe umane care au existat în urmă cu 6.000-5.000 de ani înainte de Hristos
amănunte foarte interesante, cum ar fi ce vârstă avea un, deci găsim un cadavru de, sau nu, un schelet, sigur, sau chiar și un cadavru, este la un moment dat o poveste, așa, care s-a conservat în laștină. Deci găsim povești, putem să reconstituim povești ale unor oameni care au trăit cu mii de ani înainte de noi, mii și mii de ani, ce vârstă aveau, ce au mâncat, pe unde s-au plimbat, din ce cauză au murit. Deci niște detalii foarte interesante. Reconstituirea istoriei vechi este fascinantă pentru noi, pentru că oamenii aceștia trăiesc în noi și cumva aflând informații despre ei, ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Așadar, recomand cu drag această serie de istoria civilizațiilor pierdute cu spartani, etruși și barbari deocamdată. Astăzi vom vorbi în continuare cu invitatele noastre despre această civilizație. Aproape civilizație care erau barbari. Mulțumim, Luisa. Doamna profesor Ecaterina Lung, care sunt sursele pe care ne bazăm atunci când descriem aceste popoare numite barbare? Așa cum a spus și antevorbitoarea mea, avem unele probleme cu sursele, dar acest lucru nu înseamnă că nu putem să avem o imagine interesantă. Pe de-o parte sunt toate aceste urme materiale pe care le descoperă arheologii, uneori în urma unor campanii, alteori în urma unor întâmplări, și cartea este fascinantă și pentru publicul larg, pentru că arată cât de importantă poate să fie întâmplarea în descoperirea unor astfel de vestigii. Deci avem urme materiale care s-au păstrat în pământ, în straturi de turbă, în trecătorile munților, poate că vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră că în urmă cu câțiva ani a fost descoperit Ötzi între spațiul italian și cel german, ceea ce a contribuit la un spor de cunoaștere extraordinar în ceea ce privește aceste civilizații. Avem, evident, urme ale locuințelor și uneori constatăm că aveau sisteme de locuire mult mai sofisticate decât ne-am imaginat atunci când vedem titlul acesta. Avem obiecte de zi cu zi, unele foarte modeste și nespectaculoase din punctul de vedere al nespecialistului, fragmente de ceramică, fragmente de unelte din os, din piatră, sigur, din metal la un moment dat, dar avem și unele surse scrise, e adevărat, așa cum s-a spus, realizate de cei care intrau în contact cu ei și foloseau deja scrierea, este vorba de greci și de romani, și bineînțeles că aceste surse scrise ne dau informații destul de discutabile, dar tocmai prin confruntarea lor cu arheologia putem să avem imagini mai complete. Deci, pare să fie greu de scris despre barbari, este greu, dar este și fascinant, pentru că noile metode științifice ne ajută să interpretăm aceste surse. Mulțumim, Alexandra Lițu. Cine erau barbarii? În momentul în care puneți această întrebare și, ca să zic așa, pe urmele autorului care a stabilit acest titlu, ne plasăm deja într-un punct, ne situăm cumva într-o perspectivă greco-romană, pentru că, așa cum știe de fapt multă lume, diverse populații au primit numele de barbari dat de către greci, pentru simplu motiv că acele neamuri, acele populații nu vorbeau grecește. Barbarii sunt cei care locuiau în spațiile pe care romanii ne numeau Germania, Germania și Britania. Barbarii sunt cei pe care grecii îi numeau celți. În principiu, pentru noi, tot ce se găsește la nord de Europa mediteraneană. Și din această perspectivă, să spunem, geografică destul de largă, îi tratează și autorul. Aș mai vrea să mai adaug niște lucruri cu privire la surse, mai ales cu privire la sursele scrise, pentru că toți avem senzația că în momentul în care citim ceva, cunoașterea poate să fie mult mai sigură. Cum a spus deja colega mea, sursele, fiind de origine greacă și romană, deci fiind scrise de greci și de romani, deja ne atrag atât
din surse trebuie supuse unei analize critice. Trebuie să ne punem întrebări. Cine a scris izvoarele? Grecii și romanii. Care dintre ei? În ce circunstanțe? De ce le-au scris? Cum le-au scris? Pentru că mulți din autorii ăștia nu au avut contact direct cu barbarii. Cum se scrie în antichitate? Cum se scrie despre geografie și etnografie? Foarte mulți autori se supun, intră într-o tradiție a scriturii și perpetuează stereotipuri fără ca ei să fi văzut niciodată direct locurile și neamurile despre care vorbesc. Și pe de o parte avem o poziționare a autorilor, pe de altă parte ei scriu într-o anumită tradiție. Și în momentul în care scriu în tradiție, se confruntă cu scriitorii greci, scriitorii de limbă greacă și de limbă latină care i-au precedat și nu atât cu, să spunem, realitatea lumii barbare de dincolo de greci, de dincolo de frontierele romane. Putem să considerăm popoare, așa zis, barbare și cele care au venit în Europa din stepele indo-europene? Acum, autorul nostru extinde practic definiția termenului de barbare. În mod normal ar trebui să spunem că acest termen este creat de către greci, deci este localizat în timp. În momentul în care grecii încep să scrie despre populațiile pe care le denumesc barbare, în momentul acela apare conceptul de barbar și apare definirea lui. Ce face autorul este să facă o incursiune în preistoria acelor popoare care sunt denumite barbare, dincolo de primele contacte cu grecii și cu romani. Deci face o excursie în timp mult mai înainte ca ei, de fapt, să fie definiți ca barbari. Și aici este ceva foarte interesant. Cartea este, în principal, o carte despre arheologie, despre cum cunoaștem societățile, cunoaștem oamenii, uitându-ne la cum trăiau, la ce obiecte foloseau, la cum se înmormântau, mai ales cum exprimăm organizarea socială, cum exprimăm ideea de elită, cum exprimăm gusturile, stilurile, preferințele prin intermediul manipulării obiectelor. Însă, conceptul de la care pleacă este cel al unei culturi scrise. Și există riscul ca în mintea cititorului să se creeze o poziție mult prea directă între o cultură scrisă, de tipul celei greco-romane, și o cultură care nu cunoaște scrisul, cum sunt culturile barbare. Dar, de fapt, este o poziție care trebuie foarte mult nuanțată. Cultura greacă, culturile grecești au fost foarte mult timp culturi orale. Scrisul începe să devină predominant târziu. Au fost mult timp culturi în care oralitatea și scrisul operau simultan. Cartea propune această incursiune în lumea arheologiei. Se spune cum creăm o cunoaștere, cum creăm un text din arheologie și nu din cuvinte. Dar permanent are în spate ideea puterii, cum se spunea, tradiției scrise. Și cum tradiția scrisă ne formează viziunea asupra lumii. Mulțumim mult, Alexandra Lițu, doamna profesoră Caterina Lung. Sau care ar fi rolul popoarelor barbare în istoria modernă, în politică și în cultură. Și aici m-aș referi mai degrabă la o curiozitate personală în ceea ce privește barbarii sau termenul pe care îl dau grecii sau romani. Când vorbim de civilizația Egiptului, vorbim despre o civilizație milenară. Când vorbim despre civilizația greacă sau civilizația romană, la fel. Mă uit acum și văd Egiptul de astăzi, văd Italia, la asta mă raportez, Italia, Spania de astăzi, văd Grecia de astăzi și mă uit la celelalte țări, apropo de spațiul Galic, Franța, Germanii, toate triburile și spațiul britanic. Felul în care ne raportăm noi la aceste popoare, atât la partea de oralitate, cât și la partea de scriere. La felul în care locuiau. Unde locuiau în raport cu celelalte civilizații. Mai ales când ne referim la civilizația romană și la cea, dar chiar și la cele egiptene și greacă. Adică unde au fost într-un anumit context și unde au ajuns aceste mari civilizații și uite cum cele care acum 2000 sau 1000, mai degrabă 1000-1500 de ani, erau considerate barbare de cum le-a influențat istoria. Este o întrebare foarte complexă și s-ar putea vorbi oare mici zile, ani de zile. O să vă răspund pornind de la o ultimă parte a primei părți a întrebării dumneavoastră, cum
față de barbari în cultură. Păi s-a terminat acum câteva luni Urzeala tronurilor, filmul, da? Păi acolo avem barbari care vin de dincolo de zid și care ar putea fi considerați că se inspiră, l-au inspirat pe George Martin, atât pornind de la descrierea acestor barbari europeni despre care discutam, da, acei sălbatici care totuși se pot alia cu civilizații, dar armata morților ne trimite mai degrabă la acei invadatori veniți de undeva din Asia, hunii, de exemplu, care pe la 370-400 în Europa au fost văzuți ca niște forțe ale răului absolut. Deci, iată, barbarii sunt prezenți în continuare în cultura populară de astăzi ca sursă de inspirație. Autorul vorbește despre Conan Barbarul, vorbește despre Asterix și Obelix. Deci, ei sunt reutilizați în continuare în această cultură, în primul rând occidentală, care îi vede ca pe niște prototipuri ale unui alt mod de a fi, nu neapărat inferior, nu neapărat rău. Boguschi avea o părere proastă despre Conan. Eu mi-aduc aminte că în film el era, de fapt, valorizat, era un deținător al unor adevăruri ancestrale. Ce s-a întâmplat cu barbarii din punct de vedere politic? Păi s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante. Ei au fost, bineînțeles, condamnați masiv de lumea greco-romană și post-romană, așa cum spunea și Alexandra Lițu. Au fost considerați distrugătorii civilizației, mai ales în perioada Renașterii, da? Deci atunci tot ce nu era grec și roman era defavorizat, dar au fost redescoperiți și revalorizați, să zicem, ca să simplificăm discursul, în perioada construirii statelor naționale. Deci secolele 18 și formă, mai ales 19 și 20 îi redescoperă pe barbar, dar iarăși e interesant unde, în ce spații. Păi în primul rând spațiul vorbitor de limbă germană îi redescoperă și îi revalorizează în secolul al XIX-lea și îi transformă, cum spuneam, în niște deținători ale unor adevăruri foarte importante, superioare din multe puncte de vedere celor ale civilizației greco-romane. Cum au fost văzuți în spațiul francez actual, italian, spaniol? Aici lucrurile sunt mai complicate, dar chiar și acolo s-a ajuns la un moment dat la o reconciliere a aprecierii pentru civilizația greco-romană mediteraneană și pentru acești barbari, pentru că acești barbari, sigur, în forme ale lor mai avansate, au contribuit la crearea popoarelor contemporane. Ce se întâmplă în alte spații? Bineînțeles, cartea este interesantă și din acest punct de vedere, că ne arată că roata se învârte în permanență și ne arată că populații și culturi care la un moment dat au putut să fie undeva într-o avangardă a progresului, dacă putem vorbi de progres, asta este iarăși o discuție foarte amplă, au stagnat sau chiar au decăzut și alte populații au putut să avanseze. Bineînțeles, aici avem mari probleme și o să închei imediat. Noi suntem obișnuiți să vedem continuități absolute, continuități biologice chiar, între, eu știu, populațiile care au trăit acum 3.000-5.000 de ani și populațiile actuale. Uneori sunt continuități biologice și s-au schimbat numele, alteori aceste continuități biologice nu sunt atât de evidente, dar numele au rămas. Deci, voi încheia cu această idee. Astăzi, barbarii sunt importanți, sunt peste tot în imaginarul nostru, dar sunt în imaginar. Și trebuie să fim atenți cum sunt utilizați, pentru că uneori sunt utilizați în scopuri politice. Mă opresc aici, că altfel v-am spus, aș putea să vorbesc ani de zile despre barbari. Mulțumim foarte mult, Alexandra. Dat fiind că arheologia deține, s-a și pomenit mai devreme de faptul că cartea abordează și zona aceasta. Arheologia deține un rol hotărător în ceea ce privește obținerea de informații în legătură cu aceste popoare. Suntem cumva la mâna destinului. Oricând poate apărea o descoperire nouă care să răstoarne tot eșafodașul construit până acum.
Întrebarea este, e posibil acest lucru? Cât de sigur este un corp de cunoaștere temeat doar pe date empirice? Cu alte cuvinte, suntem siguri pe ceea ce știm până la ora actuală, până în prezent, despre aceste popoare? Sau există și o mică marjă de eroare? Descoperire absolut dramatică să schimbe o serie de lucruri despre Barbara. Se poate schimba imaginea arheologică. Acolo unde poate interveni schimbarea, poate interveni o schimbare în felul în care conceptualizăm, în care ne gândim la lucrurile pe care le descoperim. Astăzi, de exemplu, în mormântări extrem de bogate, când întâlnim o mormântări extrem de bogate în sensul de mormântări ale unor indivizi care au inventare extrem de bogate, rare, care sugerează dificultatea în a obține obiectele care sunt depuse acolo, ne gândim că trebuie să fie niște reprezentanți ai unor elite. Pentru că facem această corelare care poate fi observată numai arheologic, dar și prin studii etnografice, deci studii asupra unor populații mai recente. Răsturnate integral, nu prea cred că s-ar putea, însă aș da niște exemple interesante. În carte apare la un moment dat o discuție, despre un mormânt foarte bogat, descoperit în Franța, mormântul de la Vix, care este un mormânt în care se găsesc și arme și se găsesc și vase care în urmă sunt utilizate pentru banchete. Un artefact celebru, poate că ați auzit, este craterul de metal de la Vix, adică un vas enorm în care se amesteca vinul cu apă pentru banchete. Banchetul fiind o practică grecească, craterul este o formă inventată de greci, care totuși ajunge în lumea barbară, pentru că mormântul este un mormânt celtic, prin ceea ce se numește elenizarea elitelor. Ei, acum dacă ne gândim foarte direct, s-au și gândit o vreme arheologii, am zice că e mormântul unui bărbat. Ei bine, nu, este al unei prințese. Deci, analizele, pe zi ce trece, analizele devin din ce în ce mai fine. Putem să spunem ce mâncau, putem să spunem ce sex aveau. Dacă avem norocul să descoperim materie organică, putem să spunem cum se îmbrăcau. Putem să studiem acum policromia prin tot felul de mijloace digitale. Putem vedea enorm de multe lucruri care nu sunt văzute cu ochiul liber. Putem să ne punem problema dacă ceea ce observăm era la fel de relevant pentru ei cum este pentru noi. Și dacă este foarte relevant pentru noi, riscăm să le privilegiem într-o interpretare care poate se distanțează de ce ar putea fi cel mai aproape de realitatea respectivă. Dar trebuie să avem niște repere, nu putem să relativizăm totul. Trebuie să avem încredere în metodele pe care le dezvoltăm, fără a crede orbește în ele, să le rafinăm, să ne punem mereu întrebări, să fim critici și atunci avem șansa să producem o cunoaștere respecte criteriile științifice. Altfel să jurăm, să punem mâna în foc că ăsta e adevărul, nu se poate nimic altceva, nu se poate. Dacă nu se poate la arheologie, nu se poate nici în filozofie, nu se poate nici în politică, nu se poate în relație cu aproape nimic, nici în fizică, pentru că dacă schimbi temuți în fizică de la o teorie la alta, elementele se comportă altfel. Doamna profesor Catalina Lupu despre Stonehenge. Ei nu știau să scrie, dar construcțiile lor dovedeau că studiau cerul cu rezultate destul de precise. Unele locuri, cum este și acesta, rămân cumva încărcate de mister. Oare de ce? Când mergi către Stonehenge și în ziua de astăzi, îl vezi de la distanță de pe autostradă, este mai spectaculos de la distanță decât atunci când ești chiar lângă el, fiindcă în momentul în care ești lângă el nu poți să vezi mare lucru, este extrem de mult vizitat și atunci este și foarte bine protejat, nu te poți apropia. Întotdeauna civilizațiile au avut nevoie de mituri și de legende. Și astfel de situri care sunt spectaculoase au dat naștere legendelor. Evident că până foarte recent nu existau baze științifice de interpretare, dar abia de câțiva ani se știe că ceea ce înțelegem noi prin Stonehenge este de fapt doar o parte a unui mult, mult, mult mai amplu
spațiu ceremonial care a fost folosit vreme de sute, ba chiar de mii de ani, că au existat elemente de lemn la anterioare, că există căi procesionale, că au existat în mormântări lângă respectivul monument și în apropierea sa. Deci, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, măcar parțial, a spune că aceste monumente sunt atât de importante și în ziua de astăzi, pentru că sunt spectaculoase, pentru că sunt greu de explicat, tocmai datorită lipsei textelor, noi putem să avem și texte și tot să construim diferite alte explicații care probabil că n-au nicio legătură cu textele și cu mai puțin cu realitatea. E adevărat că monumente de tipul acesta demonstrează că populațiile care acum câteva mii de ani le-au construit știau destul de multe lucruri despre mersul astrelor, despre anotimpuri, dar era normal, era experiența lor de fiecare zi, erau obligați să observe aceste lucruri pentru că erau populații care se ocupau cu agricultura, cu creșterea animalelor și erau dependente de aceste schimbări. Important e până la urmă și ce facem cu aceste monumente. Cât de mult putem să lărgim interpretarea? Dacă mergeți la Stonehenge, este foarte posibil să întâlniți niște personaje îmbrăcate în robe verzi, care se plimbă pe acolo și care susțin că sunt druizi. Evident că druizii în sensul istoric sunt tot o invenție a lumii romane. Ni s-a spus despre ei doar din vremea lui Cezar încoace. Ori nu aveau nimic de a face cu Stonehenge, dar asta nu îi împiedică pe cei care sunt fascinați să-și pună acele robe și să meargă acolo. Deci, vedeți, aceste civilizații ne influențează încă în existența noastră de zi cu zi, în variate feluri, pentru că sunt deosebite, pentru că ne arată că, până la urmă, cei care le-au creat sunt atât de diferiți față de noi. Sigur, se îmbrăcau altfel, mâncau altfel, foloseau altfel de unelte, dar erau fascinați de ceea ce îi înconjura. Și aici cred că este un merit important al cărții, că ne pune în valoare această umanitate esențială a celor pe care îi numim barbari în lipsa unui termen mai bun. Mulțumim foarte mult și ultima întrebare, Luisa. Pentru cei pasionați de istorie, pentru cei pasionați de culturile antice, de civilizațiile antice, de ce recomanda această carte? În primul rând, n-aș recomanda-o numai pe ea, aș recomanda pe toate cele trei, pentru a avea o imagine cât mai completă în ceea ce privește modul în care trăiau oamenii în acele vremuri. Aș mai avea o întrebare personală. Totuși, oare de ce nu scriau oamenii ăștia? Cum de nu scriau? Să reiau aici o formulă arabă. Noi suntem niște oameni ai cărții. Pentru că noi trăim în lumea cărților, ne închipuim că sumul culturii este cartea și că nu poți trăi fără carte. Asta este exact ce numesc antropologii culturali, puterea tradiției scrise. Dar culturile orale pot fi extrem de performante. O să vă dau un exemplu care nu sunt barbari. Iliada și Odiseea, le știe toată lumea, da? Ele sunt produsul unei tradiții orale. Faptul că au fost fixate în scris nu are nicio legătură cu subiectul lor, cu felul în care au fost compuse și cu felul în care au fost performate, reprezentate în fața audienței, cântate de poeți de-a lungul a 10, dacă nu chiar sute de ani. Cărți cum sunt aceasta ne ajută să scăpăm de propria noastră încărcătură, să ne gândim cum niște oameni care n-au cunoscut niciodată scrisul și de fapt aici nu e corect. Barbarii care trăiau contemporan cu romanii și grecii știau că romanii și grecii scriau, evident. Și totuși s-au gândit că scrisul nu e o tehnologie de care să aibă nevoie, nu e o tehnologie intelectuală de care să aibă nevoie. Și atunci trebuie și noi să încercăm să ne separăm de dependența asta de scris și să vedem cum niște civilizații care nu scriau, se bazau exclusiv pe o cunoaștere orală, ajung la performanțe tehnologice cum este orfevreria, mai ales cea în metale prețioase, din care o să vedeți exemple extraordinare care sunt comentate în cartea Barbarii.
face, e și pentru noi un exercițiu de autocunoaștere. Noi ce am face fără scris? Am fi în stare să facem ceva fără scris? Și e un exercițiu de evaluare a importanței scris. Scrisul pentru noi e ceva ordinar. Acum scrisul de mână mai puțin, foarte multă lume se joacă pe calculator, uită să scrie de mână, dar totuși scrisul pentru noi este ceva banal, nici nu ne gândim la el. Dar printr-o parte ca asta putem să ne punem întrebări asupra felul în care scrisul ne influențează pe noi, cum influențează memoria noastră, cum influențează memoria noastră colectivă, cum influențează cunoașterea, cum influențează valorile, ce valorizăm sau ce nu valorizăm și din cauza asta chiar de cineva cu mii de oameni care trăiesc fără să fie auzit de germani în viața lor în sensul pe care îl dau romanii, fără să fie auzit de cenți. Dar poate că ar fi interesant să se autoevalueze, să vadă cum arată o civilizație fără scris. Mă gândesc și la modul în care comunicau, de cum comunicau la distanță, de exemplu. Deci eu mă gândesc o civilizație care nu scria, într-o civilizație, mă rog, într-un popor care nu scria, era necesar ca pentru a transmite un mesaj să te deplasezi la locul unde se află sau să trimiți un mesager. Da, e oricum e fascinant. Deci este, intri efectiv, intri într-o lume fascinantă în care lucrurile sunt altfel decât într-adevăr suntem noi obișnuiți și e un exercițiu foarte, foarte util și chiar important. Mulțumim, Luisa. Hai să încheie evenimentul nostru. Le mulțumim foarte mult invitatelor noastre, doamna profesor Ecaterina Lup, Alexandra Lițu, domnule de la Facultatea de Istorie a Universității din București, colega mea, Luisa Neag, curator al colecției Civilizație și Cultură, care a apărut cartea despre care am vorbit astăzi, cartea lui Peter Boguski, Barbarii. Vă așteptăm la următorul eveniment care va avea loc la ora 14 aici la standul Editurii Herald. Vom schimba cumva registrul și ne vom duce în zona filozofiei. Vă mulțumim foarte mult!